Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Mehedin și IPJ Gorj, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară cu privire la eliberarea unor certificate false de vaccinare. Oamenii legii au făcut în această dimineață percheziții la 6 adrese din cele 3 județe, la persoane suspectate că ar face parte dintr-o rețea care asigură obținerea de certificate de vaccinare, fără însă ca beneficiarul să fi fost imunizat. Cercetările au început în urmă cu câteva luni, atunci când unul dintre cei care a primit un certificat de vaccinare, fără să fi făcut vreo doză, a ajuns în spital în stare gravă. Astăzi, 3 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Mehedin și IPJ Gorj, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară. În dosar se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de fals intelectual, uz de fals, fals informatic și zădărnicirea combaterii bolilor, constând în aceea că mai multe persoane s-au prezentat pentru a fi internate la spital cu simptomatologie gravă de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și au prezentat la internare certificate de vaccinare anticovid pentru care există suspiciunea că ar fi false. Ulterior, executării perchezițiilor vor fi puse în executare 8 mandate de aducere. Ulterior executării perchezițiilor vor fi puse în executare 8 mandate de aducere. Persoanele asupra cărora se va întocmi dosar penal din județul Mehedinți sunt din localitățile Isverna și Mărășești.